Bună seara, dragii mei gemeni! Bine v-am regăsit la etalarea voastră pentru luna octombrie. O să discutăm despre toate planurile. Bineînțeles că dragostea este importantă, dar ea trece și prin stomac, așa că o să vorbim și despre planul financiar, material, job, iubire. Într-o etalare generală colectivă, așa cum v-am promis, o să încep cu energia generală a lunii octombrie pentru voi, dragii mei gemeni. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, ci să vă relaxați, să vă bucurați de această călătorie spirituală. Sunt foarte mari șanse să aveți parte de luarea unei decizii în favoarea voastră, mai ales la serviciu. Probabil că sunteți discutați, pentru cei care sunt în activitate profesională, sunteți discutați de către conducere pentru o avansare, pentru... eu știu, o sumă de bani ce o să vă intre în curând în buzunar, pentru că aici este vorba în foarte multe cazuri despre o intrare neașteptată de bani. Ceea ce vă oferă, bineînțeles, siguranță financiară pentru o bună perioadă de timp. Cei care nu au încă serviciu ar putea să se angajeze, să fie chemați la un interviu, posibil lucru în instituții publice, examene de tot felul de examene de șoferi, examene de job, ocuparea unui post de lucru prin intermediul unui examen, să spunem așa. În general, că tot vorbim despre planul acesta general, foarte multe evenimente sociale, mondene, team building-uri, căsătorii, oficializarea unei relații, probabil că va primiți o invitație asta în cazul în care nu vi se face o ofertă să nășiți, cine știe, sau voi ați putea să vă renoiți jurămintele, depinde de situația pe care o să explic la planul afectiv relațional. De asemenea, este posibil să faceți schimb de experiență, să fiți trimiși în alte orașe cu alți colegi, să împărtășiți din experiențele voastre profesionale. Întâlniri în grupuri sociale, foarte multă comunicare pe teme de serviciu, cursuri de formare profesională, de asemenea educație, tot felul de științe. Mi se pare că sunteți o persoană în care veți putea cu ușurință să vorbiți în public sau să vorbiți despre experiențele voastre sau să vă aflați în centrul atenției în luna octombrie datorită talentelor voastre și datorită faptului că vă faceți foarte, foarte bine treaba. Cineva vă ia la ochi în sensul foarte bun al cuvântului și s-ar putea să vă propună o... nu știu dacă neapărat o afacere sau o asociere, ci un parteneriat, să spunem. Una peste alta se descătușează foarte multe lucruri, vi se deschid foarte multe uși vouă în luna octombrie, astfel încât puteți să vă setați niște proiecte pe termen lung, începând din luna octombrie. Intrări neașteptate, surprinzătoare de bani, ce vă ajută să vă gândiți la planuri pe termen lung. Destabilire undeva, într-un serviciu, există și posibilitatea unei mutări, de exemplu, bani rezultați în urma unei tranzacționări, vă ajută să vă stabiliți în altă parte cam pentru totdeauna. Perspective foarte importante, studiu, vești bune la locul de muncă, mai ales pentru faptul că munciți din greu. Asta spuneam și în începutul acestei etalări. Primiți un cadou, poate să fie în formă fizică sau un mesaj, ceva scris, un e-mail, un telefon care vă ajută să vă, așa, grosomodo, să vă plătiți anumite datorii.
Fie că este vorba despre o intrare de bani care vă ajută să vă plătiți niște datorii, fie că este vorba despre un conflict. Poate că ați rămas datori într-un conflict cu o persoană cu care v-ați certat și ați devenit dependent energetic de rezolvarea acelui conflict și atunci ar putea să vă cereți iertare sau să ajungeți să rezolvați această situație pe care amiabilă, astfel încât să vă detașați energetic de această datorie cumva care vă ținea în loc și nu mai puteați să mergeți mai departe, să evoluați. În această perioadă, foarte mulți gemeni sunt evaluați, v-am zis, și la locul de muncă și din punct de vedere al relației, în vederea unei propuneri care o să vă echilibreze, mai ales din punct de vedere financiar. Aici am vrut să insist puțin de data aceasta, în luna octombrie, pe planul material și financiar, job, pentru că, în general, noi vorbim despre dragoste destul de mult în etalările pe care, la cererea voastră, bineînțeles. Vedeți, frici legate de bani. Aceste frici le veți rezolva în luna octombrie prin acea intrare surprinzătoare de bani. Există posibilitatea chiar cineva să vă dea niște bani ca să vă ajute să vă plătiți o datorie, un împrumut, recuperare de bani. Sau poate că, dacă aveți o afacere pe cont propriu, să fiți nesiguri de evoluția acestei... nesiguri de evoluția acesteia, dar... chiar nu este cazul să vă faceți griji, pentru că nu există pierderi. Spune acest mesaj, bineînțeles, că vă transmit ceea ce mie mi se transmite prin intermediul acestor cărți de oracol. Agitație, ce spuneam, în domeniul financiar. Vedeți exact ceea ce spuneam și mai devreme. O agitație care se rezolvă extraordinar de bine, vă plătiți și datoriile, mai ales dacă aveți o rată, cine știe, poate v-ați cumpărat ceva, un bun, poate v-ați cumpărat o casă, poate și v-ați împrumutat. Uite că de unde de nemunde reușiți și vă plătiți toate datoriile. Luna octombrie, gemeni. Imediat o să discutăm și despre planul afectiv relațional cu cele trei mesaje pentru cei singuri cuplu și cei care sunt certați. Deocamdată ceea ce vă pot spune că sunt unii gemeni care își vor lua și al doilea job. Tot ne ducem în zona aceasta de bani la voi, mai ales în zona rezolvării unor griji financiare. Sunt foarte multe sau veți avea foarte multe de făcut în luna octombrie. Foarte multă acțiune, foarte multe călătorii, ceea ce s-ar putea să vă cam copleșească. Să vă obosească peste măsură. Deci aici oboseală, extenuare fizică, mentală, însă este foarte bine să fiți ocupat, veți fi foarte ocupați, foarte ocupate, mai ales că faceți munca ce vă place și atunci nu o să mai simțiți chiar atât de tare că munciți, știți, peste măsură. Munciți peste măsură, dar în sfârșit. Este o lună octombrie ce o să vă provoace, mai ales din punct de vedere financiar, dar v-am zis, există muncă, dar există și câștig. Călătorie, bineînțeles, poate și cu avionul, de ce nu? Dintr-un loc, dintr-un oraș în altul, într-o țară în alta, la capătul căreia veți avea o mare și importantă reușită. Este o lună în care ar fi foarte bine dacă v-ați face curățenie în viață și ați ști foarte bine ce vă doriți și ce vreți și ce sperați de la viață. Încercați dacă puteți să faceți o curățenie și în spațiul vostru personal, la birou, spune acest mesaj, mai ales în locurile care sunt dezorganizate. Atenție la niște persoane care ar putea să vă ceară niște împrumuturi și să nu vă dea bani înapoi. Deci sunt anumite persoane care vor să ia împrumut de la voi. Că vă împrumută o haină, că vă împrumută o carte, că vă împrumută o sumă de bani. Tendința este de a nu le mai putea recupera. Împrumutați aceste persoane și aceste persoane pleacă în altă parte. Sau poate plecați voi cu serviciul în altă parte și
rămâneți cu buza umflată. Deci atenție că sunt câteva persoane care nu or să vă mai dea înapoi inclusiv emoțiile și sentimentele. De asta este necesar să vă faceți curățenie în viață, în relații, dar și în spațiul personal. Există aici o persoană implicată în situația de care am vorbit și de care ar trebui să vă eliberați, n-ar trebui nimic, de care ar fi foarte bine să vă eliberați, pentru că parcă o purtați în spate, știți? Parcă vreți totuși, cum să se evolueze, să o ajutați și ea nu vrea. Și atunci este o pierdere de energie și sunteți obosiți emoțional și din acest punct de vedere. Există tot soiul de oferte și propuneri cu noi experiențe de viață. O să vedem ce înseamnă aceste noi experiențe de viață. Poate au legătură cu partea aceasta afectiv-relațională. Și de aceea o să mă duc în zona aceasta de iubire pentru persoanele singure, gemenii care sunt singuri. În luna octombrie o să rămână singuri sau nu? Ei, nu rămân singuri. Dragoste la prima vedere, dragoste fulgerătoare, surprinzătoare pentru voi, dragii mei gemeni, meritați să fiți iubiți. Posibil să vină peste voi această iubire neașteptat, ca un tăvălug așa, să vă ia prin surprindere. Însă este exact ceea ce vă trebuie în acest moment pentru gemenii singuri. Pentru gemenii certați, gemenii supărați, gemenii cu care nu mai vorbesc cu o anumită persoană, ce se întâmplă în luna octombrie? Pentru gemenii care nu vorbesc cu cineva. Tot banii, 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 probleme financiare, viața voastră amoroasă trece prin momente încărcate de probleme financiare. De asta cred că există niște diferențe sub aspect financiar. Știți cum? Aceste legături pot fi întrerupte pentru că unul nu are la fel de mulți bani, poate că unul nu poate să-și permite să facă o călătorie către voi și atunci se desprinde ușor, ușor toată treaba. Grosomodo, adică nu e neapărat o implicare financiară. Posibil să fie vorba despre acea datorie, cineva să... sub pretextul că vă iubește, să vă ceară niște bani și, de fapt, să vă ceară banii respectiv, după care să își ia tălpășița, să fugă din această relație. Aici ar trebui să fiți un pic, că n-ar trebui nimic, ar fi foarte bine să fiți atenți. Iar pentru cei care sunt în cuplu, gemenii care se află în cuplu, posibil să fie niște suișuri și coborâșuri aici care o plictisesc pe ea foarte tare, însă este o iubire destul de mare, aici o iubire de copii, ori v-ați iubit și vă iubiți în continuare de foarte mulți ani și asta este, suișuri, coborâșuri, până la urmă este dragostea pe care o meritați, este un efort pentru a menține această iubire și dintr-o parte și din cealaltă, pentru că doar unul nu se poate implica în toată chestiunea aceasta. Gemenii, în unele cazuri, au tendința de a se retrage în cochilia lor. Este o iubire mare și iubirea aceasta mare merită să treacă prin etapele... prin niște etape, știți, ca la carte. Dar ele vin și trec. Nimic nu este roz, nimic nu este negru. Suișuri, coborâșuri, căci asta este dragostea, asta este iubirea. Îmi cer scuze pentru zgomotul de fond, dar se lucrează aici și este o nebunie totală. Haideți să vedem acum un mesaj din partea unei persoane care se gândește în momentul de față la voi și voi nu știți. Vă urmărește de la distanță, însă știe foarte clar, aici vorbim de relații triunghiulare în special, vă urmărește de la distanță, însă vă urmărește admirativ, ar vrea să fie cu voi, însă știe că, mai ales dacă sunteți un cuplu, știe că sunteți fericiți sau fericite acum, se simte bine știindu-vă fericiți sau fericite.
Este posibil să facă o chestiune care o să vă placă în luna octombrie, să vă surprindă cu o chestie de mesaj, cu o floare, să interacționeze cu voi, dar nu să pluseze sau nu să vă pună în dificultate. Pentru că sunt foarte multe persoane care nu își permit să vă deranjeze și atunci această persoană nu își permite să vă deranjeze, dar probabil că o să vă atragă atenția, o să știți că despre ea este vorba. Există aici o călătorie, cred că în interes de serviciu. Mi se pare că este o persoană care vă cunoaște prin intermediul serviciului vostru. Pentru că mi se pare că este vorba ori de un team building, ori vine dintr-o călătorie. Este o persoană la distanță, dar vine cumva să se asocieze cu un proiect sau să discute cu voi, să vorbiți despre serviciu. Asta este și o legătură până la urmă între voi, astfel încât să fiți din ce în ce mai aproape. Dar este în expectativă, adică vă consideră o situație, un caz. Nu știu dacă mă exprim eu foarte bine. Nu ar vrea să vă deranjeze, asta spun. Dar știți că o să știți că, că îi placeți foarte tare și o să știți că și-ar dori să se apropie de voi chiar și prietenește vorbind. Deși sentimentele sale sunt departe de a fi doar o simplă prietenie. Am să vă rog să vă gândiți acum la o situație personală și o să vedem ce mesaj primiți din partea minunaților ghii spirituali și, așa cum am spus, la celelalte semne zodiacale nu o să mă implic cu energia mea. Cum primesc mesajul particular, așa vi-l dau mai departe. Și am să și las să se extragă singur rel mesajul respectiv pentru a fi cât mai clar. Hopa, hopa, hopa. Este posibil semnarea unor contracte sau, nu știu la ce v-ați gândit acum, dar ceea ce simt eu în momentul de față are legătură cu ceva ce urmează să fie scris, negru sau negru pe alb, sau clarificare, sau adevăr, sau, dar totul se face prin intermediul unor persoane gata să vă ajute. Adică de unul singur nu reușiți, sau de una singură nu reușiți. Există o rezolvare a unei situații, dar prin intermediul sau cu ajutorul altor persoane binevoitoare și demne de toată încrederea. Dragii mei, dragile mele, vă doresc să aveți o lună octombrie surprinzătoare, spectaculoasă, cu foarte multe reușite și să dea bunul Dumnezeu să reușiți, mai ales din punct de vedere financiar, pentru că această promovare este gata să se întâmple. Numai bine, dragii mei, vă pup, vă iubesc, să aveți zile binecuvântate, cu iubire, cu pace și mai ales cu liniște sufletească. Dar să nu lipsească surprizele plăcute. Pa, pa!